Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează în cadrul proiectului Caritabel, pentru prima dată la mare, ediția 1, 4 concerte de muzică populară cu artiști români consacrați, iar scopul final este organizarea unei tabere pentru 100 de copii suceveni din medii defavorizate. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților precizează că beneficiarii acestui proiect caritabil sunt copiii din clasele a 5-a până între a 8-a din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proveniți din familii defavorizate, dar cu rezultate bune la învățătură. Astfel, scopul proiectului este organizarea unei tabere de o săptămână în perioada 29 august 5 septembrie anului curent pe litoralul românesc pentru cei 100 de copii. Arhiepiscopia roagă pe toți cei interesați să participe la această acțiune și să susțină demersul. Concertele vor avea loc în diferite orașe după următorul program. Pe 17 august de la 18:30 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, pe 18 august de la ora 15 la Casa de Cultură Gura Humorului, tot pe 18 august de la ora 18:30 la Casa de Cultură Vatra Dornei, iar pe 19 august de la ora 18:30 la Casa de Cultură din Rădăuț. Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar credincioșii pot achiziționa biletele prin intermediul preoților parohi de la fiecare unitate de cult din cuprinsul eparhiei, precum și de la casele de cultură sus amintite. Doritorii mai pot sprijini copiii prin donații directe în unul din conturile speciale ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.